Sau de first player, m-ați rugat să joc Friday the 13th, Killer Puzzle. Nu știu ce este așa de vreme, este joc de jucat în perioada Halloween-ului. Îl jucăm pe mobil și avem episoade. Jocul e Mocha, din câte am văzut până acum, Crystal Lake Memories. Și încă câteva care sunt blocate. Încă de la al doilea. În fine. Și Chica Payton Lock. Nu chiar atât de gratis pe cât pare. Hai să jucăm, să vedem care e treaba. Aparent jucăm cu Jason, băiatul cu masca, băiatul foarte nefericit cu masca de hockey. Supermax Jason, Frozen Jason. Ne trebuie currency să deblocăm ăștia, așa că o să-l aleg pe Jason cel clasic. Niște băieți care stau la foc de tabără, desenați cu o combinație între Minecraft și Lego. Friday the 13th, Killer Puzzle, gratuit în Play Store și App Store, îl joc pe iOS. În sfârșit ceva pe mobil, în ultima vreme am exagerat rău de tot cu PS4, dă-i cu God of War, dă-i cu FIFA, dă-i cu God of War, dă-i cu FIFA. Și acum mă joc pentru voi jocul ăsta. Am evoluat foarte mult, avem deja aproape 400 de like-uri pe Facebook, ne-am adunat mulți. Am făcut și o comunitate, am făcut un grup, firstplay.ro, comunitatea gamerilor de pe Android, iOS și PS4, de fapt comunitatea gamerilor de pe iOS, Android și PS4. Suntem 200 ceva de oameni acolo, vă invit să vă alăturați comunității. What level of gore do you like? O-R. Să plouă cu sânge. Vorba lui Slayer. Ah, ce tare. Jason, sweetie, you must avenge me, swipe the screen to move and attack. Ok. Weapons. Păi, attack-l. Swipe, bitch. Jesus. E dar așa tare că s-a transformat direct în oase. Ia să vedem cum îi dă lu' asta. Poc. A tăiat-o ca la Subway. Băi, jocul ăsta e sângeros. Sper să nu mă baneze YouTube-ul sau ceva. În fine. Asta este un rastaman, e foarte zen, e pe iarbă și personajele astea se mișcă cam ca în jocurile alea Go, Lara Croft Go, Hitman Go. Ia să vedem. Ce faci cu baceta aia, băiatul? Mare cât inima mea, mare cât inima mea, mare cât inima mea. Și ultima fată amețită, fată de culoare și mama lui Jason e nervoasă, nu știu cum să fac. Facem așa, op, opa. Și hai să-i dăm, îi dăm fatala. Eu dăm un stil japonez. Hop! My god, they killed Kenny and his wife and his kids and everybody. Bloodlust. Foarte tare jocul ăsta, foarte sângeros, cineva mă cunoaște. Ce care mi-a recomandat jocul ăsta, sunt cam bolnavi, dar îmi place. Ce muzică tare. Asta creepy, ia ce avem aici. Doar maceta sau pumnul. Hai să folosim și pumnul. Băi, dar muzica e foarte bună. Ce făcut, am mâncat-o? Hai să o dăm pe macetă iar. Cred că este un joc care ar plăcea lui... Ash Williams. Din filmul Ash vs. Evil Dead. Cum ne-a ajung eu aici? Băi, m-am blocat. Aha. No. Sper că n-am motor limitate. Uite, a dormit și mama, soacră. Ok. Cred că m-am prins. Nu pot să combin mișcările. Fie rar să fie. Scârțitul ăla devine nervant când ai fail în halul ăsta. Hai să vedem. Deci, aici nu, aici nu, aici nu. What the fuck did I do wrong? Am ceva hints? Păi schimbă, mă, tătuțule, perspectiva. Deci toți sunt amețiți. Probabil că au băut, na, petrecere în pădure. Și-a făcut două fete din una. Dar mai sunt mulți, că deja m-am plictisit. Oh my god, ce joc sângeros, sunteți nebuni. Ăștia sunt mai verzulii la fata, o mânca stricat. You're such a special boy and today's your birthday. Foarte tare jocul ăsta, e nebun. Sadic. Îmi amintește desenele alea, Happy Tree Friends. Cam ăla e vibe-ul. Poc. Unde fugi, mă, băiatule, mă? Și mereu e cu o fată la final, doar că asta are părul mai alb. Ia să vedem cum îi dăm. Ia trecut mâna prin ea, am găsit un bug. Ah.
Am dat pe lângă, nu pot să cred. Ce fail, a scăpat. O prind în data viitoare. E ciudat că jocul e bolnav în același timp copilăros și haios. Are ceva de South Park, ceva de Happy Tree Friends. Micul măcelar. Nu? Cred că trebuie să schimbă perspectiva. Ce? Pot să mă duc o mutare înapoi? Nu, n-am făcut nimic. Și că trebuie să ajung acolo. Unde e X-ul ăla. X marks the spot. Sper că nu m-a luat de la început. Ia, m-a luat de aici. Ia să vedem ce facem. Ia, cere de zis mămuca. Nimic, doarme. Don't be afraid to take the long way around, Jason. The long way around. Am înțeles. Asta vrea să zică. Să iau pe aici. Come on here, bitch. Let me taste your blood. I love it when they scream. E bolnav jocul ăsta. E bolnav, bolnav. Ia să vedem ce facem la amețitul ăsta. Dacă vă plac chestiile astea sadico-amuzante, căutați filmul Tucker and Dale. Tot omoară din greșeală niște liceeni. E foarte amuzant. Increase your rage and get bonus bloodlust by watching an ad. Ok, mam. Să înceapă reclama. Sunt curios la ce e. Champions of Destiny. Sau Champions Destiny, mai rău. Nu arată rău jocul. Chiar nu arată rău, pare să fie un MOBA drăguț, o MMORPG. Dar ce voce! Ce animație, gen Fortnite. A trecut repede trailerul ăsta, să vedem ce am primit. S-a umplut căpățâna cu Bloodlust, rank 2, sper că am primit... Cărânsiul destul de trece mai departe. Spargem cutia și am primit o bâtă. Doar o bâtă. Equip. Bloodlust. Punk panic. See how they run at the sight of blood. Kill them, Jason. Do it for murder. Cool, mom. Și ăsta ca și ăla, Ted Bundy. Obsera de măsa. La fel. Și ca Norman Bates. Bates Motel. Ia de aici, tăticule. Ce e cu barba aia penală? Oh yeah! Jesus! L-a făcut clătită! Se la first play pungro și azi facem șnițele din oameni cu mult sânge. Cabin Cleaver! Jocul ăsta e rasist, nu prea sunt persoane de culoare. A fost la un moment dat o fată, dar prea puțin, prea târziu. Am ajuns la X. Și ce am făcut dacă am ajuns la X? No! No! Que hacemos, mi amigos? Yeah, ai vreun pont? Long way around. Ok. Trebuie să ajung cumva la limita aia. Nu știu dacă am numărul de mișcări limitate, pentru că nu se de ce îmi permite să mă duc înapoi. This sucks. Donkey balls. Kill the pathetic camper by the door first. Știu, trebuie să ajung lângă el și trebuie să ajung deasupra X-ului. X-ul mă încurcă, așa că o să iau de la început. Sper să nu scadă din last. Începem de aici. O luăm aici. După aici și taci. Taci că e bine. Ah, fițar swipe-ul. Fițar swipe-ul, X2. Ai că am reușit. Ai văzut. S-a făcut oscior și... Arg! 3, 2, 1... Kabam! Apără Ducadam! A mai murit un fraier. Final boy! Încă un amețit. Ia să vedem cum facem. Facem așa, 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 așa. Ia de aici ca într-un videoclip Slipknot. Ah! Dar pe lângă... Îmi strâns ceva sânge totuși. Nu vă enervează reclama aia cu Vlad Casino? Tot văd în ultima vreme. Nu știu cine se mai uită la TV, dar în puținele momente când mă uit la TV, văd reclama aia cu Vlad Casino. E șmecherie pe vampirie. Capcane! Nu!
va muri Jason. Așa. Shit, nu mai am mutări. Mă duc înapoi apă, mă duc în dreapta apă, mă duc în stânga apă, mă duc în fața apă. God damn it. Trebuie să începem să fim mai deștepți. Păi, bănuiesc că a omorât persoana aia nu e smart din prima. Să mergem la X, cumva. Așa, așa, mă scuzați. Final girl. Trebuie să fie ușor aici. Mergem la zona aia așa. Și să vezi ce-i dau acum. Ah. Oh, ieșit ochiul prin spate. Ce zâmbăreața aia. Little did she know that she was about to get whacked. Aparent nu mai am acceptat de mai devreme. Ceea ce e mare păcat, pentru că chiar îmi plăcea să folosesc. În fine. Ah. Hai că asta e ușor. Unde fugi, mă? Ai murit. Ah, sunt brocat într-un loop. A fost o capcană. Nu. Să luăm de la început. Ce capcană jocoasă? Astea de aici. Pac, 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 pac. Peekaboo. I fucking killed you. And I ate you. And I humped your corpse. PG-13. PG-18. Vezi ce-i dau la asta. Ia de aici. Strike 3. Sau home run. Sau nu știu care treaba cu baseball-ul. În fine, să se ducă mingea departe. Da, devine repetitiv. Adică înțeleg că vă place jocul, că e haios and crazy and shit. Ah, m-am ars pe prost. Problema e că și eu pot să ard. Mamă, dar sunt mulți aici. Ce tare, mai ars unul. Oare ăsta e un gen purpose? Nu pot să cred. Au ars 3. Final girl. Oare poți să sperii și pe asta? Ia. Mm-hmm. Nu. No. Face swipe, aiure. Pe asta nu poți să sperii. Așa că o să o... caftesc. Don't be sad. Bam! Asta n-a fost așa de tare. Bloodlust, round 2. Increase your rage and get bonus. No. Da, ziceam că devine repetitiv, adică e drăguț and all, dar mereu swipe-uri și învârtim într-un labirint. Nu e un joc foarte complex. Din câte am văzut eu în trailer și în screenshot-uri, credeam că eu trebuie să creez capcane. Să pun capcane. Cumva, în nivel. Să vedem ce pățește Jason. Aparent era și asta un achievement. Ok. How the fuck I'm gonna do this? Ajung aici. Mă duc în capăt. Mă duc aici, mă duc aici, mă duc aici, mă duc aici. Bye-bye, bitch. Final boy. Bye-bye, final boy. Bam. A început să se repete și animațiile. Au început să se repete animațiile. Că nu sunt Viorica Dăncilă. Rank 3 up. Dăm drujbă. Hockey stick. Eu vreau drujba, dar pentru asta cred că mi-am deșteptat. Level 12 of 13. Ia să vedem. Don't forget to change your weapon, sweetie. Yeah. Păi am deja bine editat. Trade back. Ia să vedem aici. Jos apă. Spate nu. Ia. A, costă în apă. Aha, drăguț. Trebuie să ajung aici, aici, aici. Nu pot să iau în jos că nu pot să cadă în apă. Nu! De la început. Again. Ia să vedem noi. Jos nu, dreapta da, stânga da. Cred că știu ce fac. Eu pe aici, aici, aici. Și asta o să fugă în apă. Jujuc. Acum întrebarea e cum facem să o omorâm pe aia. Mergem aici, aici și... Pop goes the weasel. Deși cu un hockey stick nu prea poți să tăi o persoană în două, dar licență poetică să zicem. Level 13 of 13. Terminăm primul capitol. Suntem la fermă cu un băiat blond. Vengeance is yours.
Am murit ca prostul. Am murit ca un timp prost. Na, nu-i bine. Ultimul nivel e greu. Nu se putea altfel. Ia să încercăm așa, 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 așa. Shit! Shit, shit, shit! I was on to something. Ia să vedem. Deci, așa, 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 așa. Zici că fac alte chestii. Tot zicând așa, așa, așa. Nu-mi dau seama. Dacă ar fi ceva să mă opresc acolo. Așa, mă, mori. Și cred că ăsta este ultimul. Și gata. Se termină primul capitol. Nu e greu jocul, trebuie să ai răbdare. Și nu știu ce limite ai. Câte mișcări ai, ce se termină, ce se primește. Ia să vedem. Exact când credea că este liber, Marius a urcat pe țărm. Nu știa el că la câțiva metri mai încolo se afla ucigașul cu harponul. Oh, nu, spuse Marius. Spuse Marius din nou. Adio. Și asta a fost Marius. Cu ochii în X ca desenele japoneze. S-a dus primul capitol, Crystal Lake Memories, văd pe Deadpool aici și o reclamă. Ăsta e jocul, Friday 13, The Killer Puzzle, e haios, dar super repetitiv, unor enervant. Zic că e review deja, adică eu să cred că mai departe rom altceva decât arme și nivele cu mai multe capcane. Aici dau un 7,5, nu înțeleg hype-ul. Adică da, e drăguț prima oară, zice, ce drăguț, mult sânge, bla bla bla, dar după aia devine repetitiv rău. Poate mai încolo să fie mai interesant. Orange is the new dead. Winter kills. Level select. În fine. Oh, Super Max Jason. Jason de-l din pârnaie. În fine. Jason Voorhees e vinovat. Și suntem în închisoare. De același lucru, doar că în alt mediu. Și bănuiesc că trebuie să evit și paznicul ca să nu mă împuște. Ok, este jocul. 7.50 până acum. La firstplay.ro. Friday 13. Killer Puzzle. Bye bye. Freeze, scumbag!